Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări live atât în fața micilor ecrane, cât și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă, și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți în număr atât de mare alături de noi zi de zi. Astăzi, la Hunedoara, a avut loc o ceremonie festivă, o ceremonie încărcată de emoție, pentru că, iată, bobocii Facultății de Inginerie Hunedoara au pășit pentru prima dată în cadrul acestei instituții. Pentru cei care au deja experiență și studiază aici de câțiva ani, lucrurile au fost așa mult mai lejere. Emoții au fost și pentru cadrele universitare, cu siguranță, chiar dacă fac acest lucru de atât de mulți ani, emoțiile sunt convinsă că există acolo în sufletele lor. Au fost multe experiențe plăcute și în anii trecuți, dar cu siguranță o nouă aventură începe de astăzi, de când s-a deschis noul an universitar. Mai multe despre provocările din acest an o să las pe invitatul meu de astăzi să ne povestească, respectiv decanul Facultății de Inginerie Hunedoara, domnul Ovidiu Tirian. Bună ziua, bine ați revenit în platoul nostru. Salut, mâna, vă mulțumesc pentru invitație. Cum spuneam, o zi încărcată de emoție, nu doar pentru cei care, iată, au pășit pentru prima dată universitatea, pentru că sunteți parte din Universitatea Politehnică Timișoara, dar sunteți Facultatea de Inginerie, care e aici, la doi pași de noi, și au fost multe emoții astăzi. Da, așa este, practic, aceste emoții sunt în fiecare an, chiar dacă deja noi avem o experiență și mulți ani în ceea ce înseamnă cariera didactică, dar aceste emoții sunt inerente până la urmă și le trăim an de an. Spuneați foarte bine vis-a-vis de universitate, pentru că până la urmă Facultatea de Inginerie este una dintre cele 10 facultăți ale prestigioasei instituții de învățământ superior din țara noastră, Universitatea Politehnică Timișoara. Iar faptul că astăzi a avut loc la Hunedoara o asemenea ceremonie de absolvire o demonstrează și prezența numeroșilor invitați și a domnului rector al Universității Politehnică Timișoara, domnul Florin Drăgan. Practic, la nivel... Da, într-adevăr, acum avem câteva imagini de la ceremonia de deschidere din minunata aulă magna a Universității Politehnică, a Facultății de Inginerie, o locație cu care noi ne mândrim, și iată cât de frumos arată, le-am spus și în cuvântul. Ținută. Are o ținută academică, așa cum îi șade bine unei aule, și până la urmă mă bucură că în județul Hunedoara, în regiune, prin investiția Universității Politehnică, putem să beneficiem de o asemenea locație care este la cel mai înalt nivel, inclusiv din punct de vedere al tehnologiei. Le spuneam în cuvântul de deschidere că sunt deosebit de bucuros, pe de o parte, văzând cum arată această aulă plină, au fost peste 280 de studenți prezenți astăzi la ceremonia de deschidere. Este pentru prima dată după renovarea acestei aule, nu, când a fost plină ochi această sală? Așa este, este pentru prima dată când avem un asemenea eveniment organizat în aula magna, în noua aula magna. În trecut era numită aula mare, prin modernizare, prin ceea ce a rezultat, am considerat că se impune și până la urmă este firesc că vorbim de o instituție de învățământ superior, de un nivel academic, și atunci am prebotezat-o aula magna. Și spuneam că mă bucur foarte mult văzând cât este de plină.
pe de o parte, pe de altă parte, uitându-ne la cei invitați de marcă, am avut astăzi la ceremonia de deschidere, practic sunt reprezentanții celor mai importante instituții din județul Hunedoara, cărora doresc să le mulțumesc pe această cale pentru prezența la acest eveniment, dar în egală măsură și pentru tot ceea ce fac pentru Facultatea de Inginerie din Hunedoara, fie că vorbim de Consiliul Județean Hunedoara, de Primăria Municipiului Hunedoara, de Prefectură, de Inspectoratul Școlar Județean și de Mediul Economic. În plus, aș face o remarcă. Astăzi a fost deschiderea anului universitar la aproape toate facultățile Universității Politehnica. La nivelul universității am avut o deschidere vineri, o deschidere pe baza noastră sportivă de la Timișoara, unde au participat de asemenea invitați de marcă, iar astăzi deschiderea s-a desfășurat la nivelul facultăților. Și remarca pe care aș dori să o fac este aceea că domnul rector al Universității Politehnica a fost prezent astăzi la Hunedoara. Doresc să-i adresez mulțumiri pe această cale și să apreciez faptul că prezența domniei sale la Hunedoara înseamnă pentru noi foarte mult, înseamnă pentru noi ca facultate, pentru noi ca județ, pentru noi ca regiune până la urmă, și demonstrează că Facultatea de Inginerie din Hunedoara este o facultate importantă pentru Universitatea Politehnică, iar dincolo de prezența domniei sale, în sprijinul spuselor mele, vin și investițiile făcute în ultimii 3 ani, dar și prezența domniei sale la, cred că nu greșesc dacă spun, toate evenimentele importante pe care facultatea noastră le organizează. Deci, iată, pentru municipiul Hunedoara, pentru județul Hunedoara, pentru regiune, faptul că are prezentă o asemenea instituție prin intermediul facultății noastre aici, la Hunedoara, înseamnă mult, este un parteneriat și discutam și cu reprezentanții companiilor și cu reprezentanții administrației locale și județene, un parteneriat win-win, din care, pe de o parte, avem noi de câștigat, pe de altă parte, au instituțiile, dar ce este cel mai important este că au de câștigat tinerii. Acesta este numitorul comun pe care îl aveți până la urmă, acești tineri care în primă fază sunt în mâinile dumneavoastră, sunteți cei care îi, nu știu, le croiți așa drumul spre o viitoare carieră de succes, sperăm noi, pentru majoritatea dintre ei, iar mai apoi acești operatori economici care vă sunt parteneri de ceva timp și cred că e un mare, mare beneficiu că ei se întâmplă acest lucru. Pentru ei va fi mai ușor pentru că vor avea viitori angajați deja pregătiți, deja oameni care știu ce au de făcut, dincolo de teorie, știu și practic ce au de făcut la locul de muncă. Vorbind de inginerie, înseamnă și o serie de abilități practice pe care ei și le dezvoltă în aceste companii, cu sprijinul acestor companii. Dincolo de parteneriatele pe care le avem pentru satisfacerea stagiului de practică, în ultima perioadă am dezvoltat și acele programe de internship și apreciez foarte mult sprijinul companiilor în acest sens. Și iată, avem promisiuni pentru anul viitor că vom dezvolta și cu alte companii acest program de internship. În acest an am avut o serie de studenți la una dintre companiile partenere, căreia doresc să-i mulțumesc pe această cale. Din județ, din municipiul Hunedoara, am primit un feedback extrem de pozitiv vis-a-vis de calitatea studenților noștri, vis-a-vis de gradul de implicare, vis-a-vis de responsabilitate și de dorința de a învăța. Lucru care nu poate decât să mă bucure. Acest lucru a fost evidențiat și în discursurile de la ceremonia de absolvire
discursuri care au venit din partea angajatorilor și spuneam că au apreciat, pe de o parte, deschiderea facultății spre comunitate, spre relația cu mediul economic. Pe de altă parte, au apreciat faptul că, iată, studenții facultății noastre, în momentul în care se duc la un program de practică sau de internship, se remarcă cu rezultate deosebite, seriozitate, dorință și capacitate de asimilare de noi cunoștințe și de dezvoltare a acestor abilități practice. Ce mai vreau să precizez este faptul că în acest an am avut invitați la ceremonia de deschidere a noului an universitar destul de mulți reprezentanți ai mediului economic. Deja parteneri sau deja ne sunt parteneri și aș aprecia faptul că în unele companii s-a schimbat managementul. Cum bine știți, în 2020 s-a schimbat managementul și la nivelul facultății și atunci am început o colaborare care începe să dea roade, care arată niște rezultate mai mult decât vizibile dincolo de acest program de internship. Am dezvoltat și tot ceea ce înseamnă program de practică, am discutat despre burse private. Vor fi în acest an și burse private? Așa îmi doresc și cred cu tărie că o să fie, dar cu siguranță vor fi companii noi care vor adera la acest program de internship și în plus vă mai dezvolui ceva, un proiect pe care acum eu am multe proiecte pe care încerc să le evidențiez și despre care spun că îmi sunt de suflet. Cumva așa este. Unul dintre acestea este legat de dezvoltarea unui student corner. Este, acum, deplasându-mă... Un colț special dedicat pentru studenți. Da, deplasându-mă în foarte multe universități din țară și din străinătate, am văzut că marile centre universitare dispun de asemenea locații unde studenții pot să-și petreacă fie timpul liber, fie timpul dintre cursuri sau în pauză. La nivelul facultății noastre trebuie să recunosc că nu existau asemenea locații și de multe ori se întâmpla ca studenții fie să stea în picioare pe holuri, fie pe scări, ceea ce nu era absolut deloc în regulă. Și atunci ne-a venit ideea pe care am și propus-o companiilor să dezvoltăm acest proiect, repet, Student Corner l-am denumit și m-am bucurat foarte mult să văd că până în momentul de față 4 companii au aderat la această idee și au dezvoltat astfel de locații. Un astfel de spațiu a fost deja amenajat, nu? Da, una dintre companii, acum nu știu dacă pot să... Nu, pe pagina de număr, Facebook, da, a facultății, cu siguranță, exact, cei care exact, doresc exact să vadă pot să intre acolo și să analizeze. Așa, așa este. Noi am expus pe pagina de Facebook și de Instagram practic rezultatul final al primei companii. Mai sunt încă 3 care urmează să-și finalizeze student corner-urile. Anul acesta se va întâmpla acest lucru? Da, da. Le mulțumesc celor de la compania care au finalizat până la începutul anului universitar. Am făcut o vizită cu doamna Maria Ștefănie, cu doamna inspector școlar general, cu domnul rector și au fost impresionați de rezultatul final și eu de asemenea au fost alături de noi reprezentanții companiei și să știți că investiția este una serioasă și au creat un spațiu extrem de prietenos, extrem de atractiv, unde tinerii, unde studenții pot să-și petreacă, cum spuneam, timpul din pauze, dintre ore, înainte de examene și așa mai departe. Urmează să finalizeze student corner-urile și celelalte companii,
celelalte trei care și-au ales deja locația și acum sunt în proces de amenajare a spațiului și de ce nu așteptăm și alte companii. Chiar am avut... Încă mai aveți spații, nu, de umplut cu astfel de... Avem spații și așteptăm companiile, că până la urmă aș vrea să poate la un moment dat ar trebui dezvoltat acest subiect, este și între facultate și companii un parteneriat win-win. Adică dacă sunt anumite companii care cred că doar pot să atragă absolvenții noștri fără să facă ceva în acest sens, cred că este o abordare greșită, deși sunt foarte puțini. Trebuie să dai până categoric. Spuneam, parteneriatul trebuie să fie win-win. Drept dovadă că companiile care au aderat la proiectele noastre, care ne dezvoltă internship-urile, practica, care ne sponsorizează până la urmă, să sperăm că dincolo de student cornurile astea vor fi sponsorizări și pe zona didactică de dezvoltare de laboratoare și așa mai departe, trebuie să înțeleagă că noi le punem la dispoziție absolvenți sau studenți, dar în același timp trebuie să îndrepte și ei spre facultate cu sprijin pe anumite zone. I-ați convins majorită. Greu pe aceștia care deja au acceptat să... Să știți că nu. Nu, nu. M-am bucurat să văd că după o discuție preliminară cel puțin cele patru sau reprezentanții celor patru companii au venit, ne-au contactat, am fost împreună, am identificat locațiile și au început să le și amenajeze și am discutat despre alte proiecte de viitor, inclusiv de dezvoltarea de noi programe de studiu, fie pe ciclul de licență, fie pe ciclul de master, fie modificarea programei prin introducerea unor discipline. Deci iată că venim cu chestiuni concrete. Asta s-ar întâmpla pentru că aceste companii au nevoie de o anumită specializare, să spunem, și atunci dumneavoastră puteți să faceți acest lucru, nu să introduceți anumite specializări pentru a satisface cumva și nevoia angajatorului. Exact, așa este. Aveți perfectă dreptate. Până la urmă, noi prin bordul pe care l-am constituit, asta ne-am și dorit. Să eliminăm acel decalaj care există în foarte multe cazuri între ceea ce se învață la școală și ceea ce se cere pe piața muncii. Prin intermediul acestui board regional, practic, noi eliminăm acest defazaj care există și încercăm să ne adaptăm curricula în conformitate cu necesitățile de pe piața muncii. Deci, practic, noi vom ține cont și ne-am arătat și disponibilitatea și flexibilitatea, sigur, respectând anumite norme pe care, sigur, trebuie să le respectăm. Ele sunt trasate de către Forumul Superior Aracis, cel care manageriază activitatea învățământului universitar, dar dacă există dorință, bunăvoință, flexibilitate, se pot găsi soluții în așa fel încât ceea ce se întâmplă la școală cu ceea ce se cere pe piața muncii să fie în interesul tinerilor, în interesul studenților. Revenind la aceste proiecte, spuneam că sunt așteptate companiile, pot în continuare să vină cu propuneri spre noi și unul dintre argumentele pentru care astăzi am invitat, noi avem foarte mulți colaboratori, în special din zona economică și în special în ultima perioadă, dar această colaborare eu îmi doresc foarte mult să nu fie doar formală. Am fost obișnuiți și trebuie să o spun și o fac cu toată responsabilitatea, să semnăm niște acorduri și să ne rezumăm la asta. Să meargă studenții în practică și pe aceea să venim să spunem avem un acord cu Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Am oferit atâtea locuri de muncă sau locuri de practică. N-aș mai vrea ca toate aceste acorduri să fie formale, aș vrea ca aceste acorduri să fie reale și ceea ce se întâmplă să și producă rezultate.
Asta înseamnă, pe de o parte, ca reprezentanții companiilor să vină la noi și să ne spună necesitățile lor. Pe de altă parte, noi ne ducem și cerem feedback vis-a-vis de studenții care sunt angajați sau sunt într-un stragiu de practică sau cum e și fire să se întâmple, pentru că astfel știți și dumneavoastră ce aveți de făcut și studenții, dar și posibilul angajator în aceste situații. Și spuneați că în ultima perioadă sunt mai mulți operatori economici care cumva și-au arătat interesul. De ce credeți că vin tot mai multe firme, tot mai mulți operatori economici înspre Facultatea de Inginerie Hunedoara? Păi, pe de o parte, știm foarte bine penuria de ingineri de pe piața muncii, necesitatea, cel puțin și la nivel local, dar și la nivel național și la nivel global, aș putea spune, că se caută foarte, foarte mult inginerii la ora actuală. Practic, universitățile nu reușesc să producă atât de multă forță de muncă, atât de mulți tineri absolvenți, pe cât are nevoie să absoarbă mediul economic. Ăsta este un aspect. Și atunci vin direct la sursă. Și normal, de altfel. Ce este foarte important, că cel puțin în regiunea noastră, cel puțin la Facultatea de Inginerie și la Politehnică, la Universitatea noastră, există această deschidere, mai ales spre ceea ce înseamnă conexiunea cu mediul economic. Noi ne mândrim în Politehnica, prin tradiție, să știți că este universitatea care are cel mai ridicat grad de integrare pe piața muncii dintre absolvenți. Deci, practic, procentul de angajabilitate a absolvenților Universității Politehnica Timișoara și respectiv ai facultății noastre este unul foarte ridicat. La nivel de ciclu de licență, el depășește 90%, ceea ce este foarte, foarte mult, iar la nivel de absolvenți de master se apropie de 90%. Deci, iată, fiind student al Politehnicii și ulterior absolvent, practic ai o garanție că îți găsești ușor un loc pe piața muncii. Și doar când că asta mai depinde și de acel student, cât își dorește să ajungă într-adevăr să și profeseze și să pună în practică tot ceea ce a învățat în cei 4 ani minim de studii universitare, pentru că sunt probabil mulți dintre ei care urmează și master în domeniile pe care le oferiți. Da, acum eu astăzi la deschidere am în discursul de deschidere, pe lângă faptul că i-am felicitat că au ales să fie studenții ai universității noastre, practic studenții uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țara noastră, am încercat să fac cu ei un exercițiu de imaginație. Și am încercat să ne translatăm în timp, să ne ducem în anul 2027, când ei vor fi absolvenți, și am încercat să le transmit ceea ce înseamnă această perioadă, cei 4 ani ai ciclului de licență și, sigur, ulterior, dacă își doresc să urmeze master, încă 2 ani de master. Practic, este cea mai importantă perioadă și cea mai frumoasă, se spune, nu? Din viața fiecăruia, perioadă care îi ajută să devină specialiști, oameni deplini, caractere până la urmă. Este perioada în care sau care se identifică cu amintiri, iubiri, trăiri, prietenii și așa mai departe, dar în egală măsură este perioada în care trebuie să-și pună în permanență întrebarea ce voi face la sfârșitul studiilor. Și alături de dascălii pe care îi iau la facultatea noastră, pot să fie îndrumați ca să devină buni specialiști, să încerce să atingă excelența, să se dezvețe de mediocritate
Și până la urmă le-am spus că este foarte important să descopere curajul adevărului. Mie îmi place foarte mult un citat pe care l-am spus și astăzi dintr-un mare filozof chinez, Confucius, care spune că nu este important ceea ce ești, important este ceea ce vei deveni. La Facultatea de Inginerie din Hunedoara și la Universitatea Politehnică în general, pot să devină buni specialiști, pot să devină oameni de plini, pot să-și dezvolte pe lângă aceste abilități de natură profesională și alte abilități care îi ajută să devină oameni de plini. Și ce important este să le îmbine cumva în ceea ce va însemna un viitor adult pregătit din toate punctele de vedere până la urmă, pentru că piața muncii suferă în prezent. Chiar dacă vedem, sunt foarte multe locuri de muncă și la nivelul județului Hunedoara, multe locuri de muncă vacante, puține sunt cele care se și ocupă, dar oamenii au nevoie și angajatorul, de fapt, are nevoie de oameni pregătiți, oameni care au o bază foarte solidă și în ceea ce privește jobul, dar și în ceea ce privește caracterul acelui om, lucruri care sunt așa, destul de delicate sau un subiect destul de delicat în zilele noastre, din păcate. Tocmai de aceea și pe umerii dumneavoastră, a cadrelor universitare, cade așa o greutate destul de mare, pentru că trebuie să-i formați din multe puncte de vedere. Să știți că în urmă cu vreo 2 ani, când am avut o întâlnire cu reprezentanții unei foarte importante companii din regiune, prima întrebare pe care mi-au pus-o era legată de ce înseamnă aceste soft skills-uri. Pentru că, din punct de vedere al competențelor pe care studenții le dobândesc la Politehnică, în principiu lucrurile ar trebui să fie clare. Adică aceste competențe există, ele sunt la un nivel ridicat, pentru că, spuneam, Politehnica se identifică cu excelența și atunci angajatorii se așteaptă, ca fiind absolvent de Politehnică, să tinerii să fie pregătiți. Pe de altă parte, își doresc și m-au întrebat și mă întreabă mereu ce înseamnă dobândirea în acest ciclu de studii a celorlalte abilități care sunt specifice muncii în echipă, analizei, capacității de inovare, creativitate și așa mai departe. E un pachet foarte complex pe care trebuie să îl aibă. Aș putea spune că, cel puțin din discuțiile pe care le avem cu angajatorii, că procentele sunt cumva echilibrate, pentru că în ziua de astăzi contează foarte mult capacitatea de adaptare, de creativitate, capacitatea de a putea să înveți lucruri noi, capacitatea de muncă. Să fii cât mai versatil. Creativitatea, versatilitatea. Sigur, sunt lucruri care, iată, contează tot mai mult, pentru că uitați-vă, comparativ cu anii precedenți, există o dinamică fantastică pe piața muncii. Până la urmă, nici nu putem spune ce se va întâmpla peste 10-15 ani. Pentru că această dinamică nu ne face decât să ne așteptăm la lucruri noi, dar să fim pregătiți și să avem capacitatea să ne adaptăm la toate aceste noutăți care vor veni. Ați reușit să ocupați toate locurile, pentru că discutam cu dumneavoastră în urmă cu ceva timp și îmi spuneați că mai sunt câteva locuri disponibile pentru viitorii studenți, cei care își doresc să se înscrie la Facultatea de Inginerie de la Hunedoara. Ați reușit să ocupați toate locurile? Să știți că mă bucură foarte mult că în ultimii 3 ani suntem pe un trend ascendent. Ceea ce înseamnă că de la an la an am crescut vis-a-vis de numărul studenților care se îndreaptă spre facultatea noastră. În acest an, cumva, stăm comparativ cu anul precedent ca număr de studenți admiși. Avem la nivel de ciclu de licență, 173 de studenți admiși în anul întâi,
și 81 de studenți la master. Deci, iată, peste 200 de studenți noi la cele două cicluri, plus ce mai avem la doctorat, nu înseamnă puțin, înseamnă că tinerii se îndreaptă spre facultatea noastră. Acum, în general, locurile bugetate sunt ocupate, nu prea avem probleme, foarte puține programe, unul care cumva ar putea atrage mai mult, dar în rest, dintre cele 5, toate au o atractivitate foarte, foarte ridicată. La ceea ce înseamnă admiterea cu taxă, și acolo în acest an avem un număr important de studenți, dar ne dorim ca pe viitor să atragem și studenți, că tot vorbeam în emisiunea trecută de grad de ocupare a locurilor, dar venite din zona studenților străini sau a românilor de pretutindeni. Deci cumva perspectiva cam asta va fi, dar dincolo de faptul că ne ocupăm aceste locuri, mă mai bucură două aspecte. Unu, în acest an avem un număr mult mai redus de studenți exmatriculați. Asta înseamnă că cred că anul ăsta este cumva numărul de studenți exmatriculați era apropiat de numărul de studenți care veneau în primul an. Ceea ce nu prea era în regulă. În acest an avem mult mai mulți studenți admiși în anul întâi și mult mai puțini studenți exmatriculați. Asta înseamnă că am intervenit și pe ceea ce înseamnă reducerea abandonului universitar prin anumite măsuri pe care le-am luat, fie creșterea gradului de implicare a îndrumătorilor de grupă, fie faptul că am reușit să aducem spre facultate și elevi, absolvenți de liceu cu medii la bacalaureat mai bune. Asta înseamnă că fiind copii mai buni, renunță mai greu. Dacă tu te-ai chinuit să treci prin liceu și vii cu o medie de admitere de 6, în momentul în care dai în primul an de o fizică, șanse, de matematică, exact, poți să renunți relativ corect, ușor. Deci a crescut atunci, practic și gradul în ceea ce privește, de fapt, calitatea studenților, nu doar cantitatea, că spuneați că sunt de la un an la altul tot mai mulți studenți care, iată, mă rog, absolvenți ai liceului și nu numai, pentru că mă gândesc că sunt și persoane care au finalizat studiile în urmă cu câțiva ani și acum își doresc să urmeze cursurile facultății de inginerie, dar important este că ați reușit să creșteți și calitativ. Este un al doilea aspect pe care vreau să-l menționez și pe care am dorit să-l luăm în calcul, dincolo de creșterea numărului de studenți, deci o creștere cantitativă, să creștem și calitativ. Dar dați-mi voie să vă spun că acest lucru nu ni se datorează exclusiv nouă. Sigur, noi ducem eforturi deosebite în acest sens, în ceea ce înseamnă reducerea abandonului studenților care deja... Dar nu puteți lupta singuri în evident acest că fenomen, nu, evident că nu. Și iarăși este foarte importantă relația și aici aș vrea să fac câteva precizări vis-a-vis de relația pe care o avem cu partenerii noștri, fie că mă refer aici la administrația locală, la inspectoratul școlar sau la mediul economic, dar mediul economic cumva se focusează mai mult pe ceea ce înseamnă absolvenți, pe ceea ce înseamnă tineri care se îndreaptă spre facultate, relația și rezultatele colaborării cu inspectoratul școlar județean Hunedoara se văd. Apreciez sprijinul pe care îl primim din partea inspectoratului, a doamnei inspector școlar general Maria Ștefănie, și să știți că rezultatele acestor colaborări și gradul de implicare al domniei
sale se vede și prin rezultatele pe care le obțin studenții din, sau elevii din județul Hunedoara, care ulterior ajung să devină studenți fie la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, fie la Politehnică în Timișoara, fie la universități din Cluj sau din București. Recent am fost într-o comisie de doctorat la Universitatea Tehnică din Cluj și decanul Facultății de Automatică îmi spunea că cei mai buni studenți pe care ei îi au vin din județul Hunedoara. Ceea ce, iată, pe de-o parte, evident că m-a bucurat și am fost mândru. Pe de altă parte, în interiorul meu, sigur că mi-aș fi dorit ca, sau îmi doresc ca acei tineri foarte, foarte buni să rămână acasă la Hunedoara și cred că într-un orizont de timp relativ scurt, prin ceea ce se întâmplă și la nivelul județului Hunedoara și la nivelul municipiului Hunedoara, fie că vorbim de activitatea Consiliului Județean a domnului președinte Laurențiu Nistor, fie că vorbim de ceea ce se întâmplă la nivelul municipiului Hunedoara, care, iată, în ultima perioadă a început să înflorească de-a dreptul, și aici aș aprecia iarăși colaborarea deosebită. Am vorbit și la deschidere, a fost și domnul viceprimar și a precizat acest aspect, colaborarea din ultimii 3 ani între Facultatea de Inginerie și Primăria Municipiului Hunedoara și relația până la urmă pe care o am cu primarul Dan Bobouțanu nu face altceva decât să conducă spre acel deziderat pe care îl avem cu toții, că aici este vorba pe de o parte de ceea ce își doresc reprezentanții principalelor instituții din municipiu și din județ, dar pe de altă parte acest deziderat înseamnă de fapt dorința de a menține tinerii acasă la Hunedoara. Și atunci prin acest parteneriat nu facem altceva decât să le asigurăm o continuitate. Adică ai absolvit un liceu de prestigiu din Hunedoara și, slavă Domnului, sunt destule cu dascăli care au o pregătire deosebită, care au un grad de implicare deosebit în ceea ce pregătire înseamnă... Pregătire care se reflectă și în rezultatele elevilor, deloc de neglijat, mai ales în ultima perioadă, pentru că sunt colegii licee din municipiul Hunedoara care s-au remarcat chiar și la nivel național în urma examenelor, în urma rezultatelor pe care ei le-au obținut, fie la olimpiade, fie la examenele naționale, lucru care vine așa cumva mănușă, pentru că, iată, sunt investiții care se realizează pentru toată această, tot acest circuit școlar, să-i spunem, și cumva și elevii vin să recompenseze cumva aceste eforturi ale autorităților, cum este și firesc. Bineînțeles, trebuie să învețe doar pentru ei, numai și numai pentru ei să facă acest lucru, dar cred că bucuria și a autorităților și a dumneavoastră ca decan al Facultății de Inginerie Hunedoara este una destul de mare atunci când vedeți că și rezultatele cu care acești tineri vin și vă răsplătesc așa cumva pentru munca pe care și dumneavoastră o depuneți până la urmă. Da, practic rezultatele pe care ei le-au obținut sau rezultatele pe care le obțin reflectă dincolo de munca pe care ei o depun și rezultatul muncii noastre. Fie că vorbim de administrație locală, fie că vorbim de învățământ preuniversitar, fie că vorbim de învățământ universitar. Practic, noi am reușit să ne așezăm la o masă, să stabilim proiecte comune și am reușit să conștientizăm cu toții că tot ceea ce facem trebuie să facem pentru tinerii din zona noastră. Și încet, încet eforturile noastre se văd în sensul în care, cred eu, tot mai mulți tineri preferă să rămână acasă la Hunedoara și să vă mai spun ceva. Constat că de la an la an am tot mai multe solicitări de la tineri studenți
care sunt studenți fie la Timișoara, fie la Cluj, fie în alte centre universitare și solicită transferul la noi la facultate. Chiar aveam o discuție săptămâna trecută cu un astfel de tânăr și mi-a spus, era în anul 3 la o altă universitate, nu o nominalizez, cumva aproape de noi, și mi-a spus, dacă știam de la început, când mă pregăteam să devin student, ce este la Hunedoara, ce înseamnă Facultatea de Inginerie din Hunedoara, nu ezitam și veneam direct aici. Iată cât de importantă este și vizibilitatea dumneavoastră ca facultate și până la urmă toată oferta educațională pe care, cu care veniți în fața absolvenților, pentru că sunt sau erau cel puțin unii care nu cunoșteau cu adevărat ce faceți aici, ce carieră pot să îmbrățișeze mare parte dintre cei care ajung să devină și absolvenții acestei facultăți. E important că sunteți vizibili. E important să le arătăm ceea ce suntem, ceea ce facem și este important să vadă unde pot studia și ce beneficii vor putea avea pe de o parte în timpul anilor de studiu, pe de altă parte la absolvire. Este foarte simplu să, mai ales că există așa o grămadă de universități, de centre teritoriale, de filiale care cumva vin cu oferte ademenitoare. Dar trebuie să se gândească că după ce parcurg acest ciclu de ani de studiu, ceea ce au învățat sau diploma pe care o obțin, trebuie să le și folosească. Pentru că altfel înseamnă timp pierdut. La Facultatea de Inginerie, pe lângă că ești absolventul Politehnicii, ai posibilitatea, prin baza materială pe care o pune la dispoziție, avem laboratoare foarte bine dotate, poți să-ți dezvolți anumite abilități de natură practică prin relații pe care aveam cu companiile, prin inter și practică, iarăși poți să ți le dezvolți aceste abilități. Pe de altă parte, poți să dobândești cunoștințe teoretice prin nivelul ridicat al actului de predare. Pentru că dascălii sunt foarte bine pregătiți și nici nu le-am spus colegilor, dar eu mai am în minte un proiect și îmi doresc să fac asta. Omul proiectelor, așa cum vă spuneam în una dintre edițiile anterioare ale emisiunii, sigur mai aveți ceva acolo la sertar și tot scoateți câte un proiect, veniți de fiecare dată cu elemente noi, probabil că sunt și colegii dumneavoastră fericiți sau nu. O să spună, iarăși vine domnul decan cu o idee nouă. Eu cred că da, pentru că toată lumea conștientizează că, sigur, este vorba și de un efort suplimentar, dar cred că toți îl facem cu plăcere, pentru că meseria, profesia pe care o avem, da, pe lângă faptul că este în beneficiu tuturor, o și facem cu pasiune, cu devotament. Și consideram că este foarte important ca dascălii facultății noastre să fie mai vizibili, să fie cunoscuți. Și atunci probabil vom prezenta în perioada următoare fiecare dascăl cu realizările lui, cu performanțele, pentru că ele există. Adică avem, spuneam, dascăli bine pregătiți și mulți dintre ei sunt recunoscuți la nivel național, fiecare pe nișa pe care predă. Și atunci este important să fie cunoscuți și în comunitate, nu doar în ceea ce înseamnă domeniul lor de competențe. Și cum ați gândit acest proiect? Cum vor afla și studenții și comunitatea despre tot ceea ce înseamnă acești profesori universitari? Păi am gândit ca fiecare dascăl să fie prezentat prin realizările pe care le are pe paginile noastre de social media, pe de-o parte. Pe de altă parte,
să fie invitat la o emisiune, probabil în perioada următoare gândim să deschidem un studio local din care să putem transmite și să fie invitat 15-20 de minute să vorbească fiecare dascăl despre el, despre realizările lui și poate cu câteva imagini din laboratorul în care își desfășoară fiecare activitatea. Și în acest fel ne vom promova și dascălii, ne vom promova și baza materială și până la urmă spațiile în care actualii studenți, viitorii absolvenți de liceu pot să vină și să învețe. Mai avem vreo 5 minute din această emisiune. În acest an discutam puțin mai devreme despre burse private, care este posibil să apară și ele, dar în paralel veți merge mai departe și cu bursele clasice, să spunem așa. Le veți oferi celor mai meritoși studenți, să spunem, burse și în anul acesta? Da, categoric, aceste burse există și iarăși este un stimulant important pentru tineri. Mereu le spun, în momentul în care te duci la școală, încearcă să iei bani, nu să dai bani. Pentru că, și am avut și eu câteva surprize în acest sens, mă întrebau ce specializări aveți și cât trebuie să plătească pe an. Acum le-am spus foarte clar, școala noastră, Politehnica, înseamnă învățat, dobândire de competențe, abilități și o pregătire profesională solidă, care este cumva și recompensată prin aceste burse. Deci locurile fiind bugetate, nu trebuie să vin să-ți plătești an de școlarizarea de studiu, până la urmă, da, exact. Cu excepția locurilor cu taxă, care înseamnă altceva, dar dacă înveți bine, poți să și obții niște burse, burse care înseamnă bursă socială pentru studenții care au posibilități materiale mai reduse, dar și burse de performanțe, burse de merit, care, sigur, ele sunt în funcție de medie. Media pornește de pe la 8 până la 10 și ele sunt diferențiate în funcție de aceste medii, putând ajunge de la 580 de lei, care înseamnă o bursă socială, până la 1000 de lei, care înseamnă o bursă de performanță. Deci, iată, o bursă pe care și-o pot păstra toți cei 4 ani, dacă se mențin la același nivel? Se face o evaluare și o ierarhizare după fiecare semestru și în funcție de rezultate, sigur, categoric, da. La toți cei 4 ani să beneficieze, practic, dacă, de o sumă considerabilă, aș spune eu. Dacă înveți bine, sigur, poți să intri în anul întâi cu bursă și poți să ți-o păstrezi până la absolvire. Mai mult decât atât, aceste burse se pot și cumula. Adică dacă vii dintr-o familie cu venituri modeste și tu ești totuși serios, înveți și obții niște note foarte bune, această bursă socială se cumulează cu bursa de performanță sau de merit și iată că poate ajunge la o sumă frumușică. De frumoasă, exact. Sigur. În plus, în aceste internship-uri care sunt pe perioada a 3 luni în vară, companiile practic plătesc acea practică, deci mai iei niște bani în cele 3 luni de la companii și ți-ai și satisfăcut stagiul de practică, iar dacă reușim să atragem companiile să ne finanțeze și aceste burse private, iată că poți ajunge la o sumă care nu este deloc de neglijat și fără să fii nevoit să plătești chirie, nu știu cât, sau niște costuri ale vieții foarte ridicate prin nu știu ce centre universitare, ci poți să o faci aici, acasă, la Hunedoara, beneficiind de toate condițiile, repet, de toate condițiile, poate în multe cazuri chiar mai la un nivel mai ridicat,
comparativ cu studenții din alte centre universitare. Și în ultimele secunde din această emisiune o să vă dau tot dumneavoastră cuvântul pentru a le transmite studenților dumneavoastră un gând acum la început de anul universitar, pentru că, așa cum spuneam, emoții sunt emoțiile necunoscutului pentru cei care sunt acum în anul întâi de facultate. Păi, înainte de toate vreau să-i felicit că au ales să fie studenții uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țara noastră, o instituție care se identifică cu excelența academică și să-i asigur de întreg suportul, de întreaga susținere pe care o vor avea atât din partea conducerii facultății, cât și până la urmă din partea fiecărui cadru didactic. Mult succes vă dorim și noi și absolvenților de clasa a 12-a, actualmente studenți, și dumneavoastră, pentru că sunt convinsă că sunteți în fața unor noi provocări. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare, pentru că noi ne revedem și după publicitate.